România a fost invitată să înceapă negocierile pentru aderarea la OCDE, Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică. Anunțul a fost făcut recent la Deva în cadrul unei conferințe de presă de către europarlamentarul PPE-UDMR de Hunedoara, Iuliu Winkler, care a explicat ce este OCDE și de ce este importantă aderarea României la acest organism. Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică este un organism global, poate că este mai puțin cunoscut în România, însă este o organizație extrem de importantă pentru că ea grupează țările care respectă două criterii, și anume o democrație stabilă, democrație parlamentară și o economie de piață care funcționează deschis și conform regulilor globale. Este un club select de 38 de membri în acest moment. Apartenența la acest club deschide anumite posibilități. Cu siguranță OCDE nu ne va oferi bani pentru a construi autostrăzi, drumuri sau școli, însă OCDE ne oferă un statut al stabilității care este important în câteva direcții. Europarlamentarul Hunedoara consideră că aderarea României la Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică dă un semnal de stabilitate economică și politică pentru țara noastră în actualul context destul de tulbure din estul Europei. Cu siguranță că niciun oficial OCDE nu a stabilit o dată a aderării României. Este un proces foarte tehnic, însă acest proces ne aduce beneficii politice, beneficii în favoarea democrației și a drepturilor omului în România și beneficii pentru stabilitate și progres economic, care sunt foarte importante, poate chiar în acest moment de mare volatilitate din jurul României și a estului european. Iuliu Winkler consideră că aderarea României la OCDE va reprezenta un semnal pozitiv pentru investitori, dar și pentru jucătorii de pe piețele financiare internaționale, țara noastră putând astfel să se împrumute mai ieftin. În primul rând, este important pentru ratingul de țară al României, care eu sper că se va îmbunătăți și dialogul cu privire la aderarea la OCDE va fi un element important al încrederii agențiilor de rating, care, repet, cred și sper că vor îmbunătăți ratingul României. Asta înseamnă că ne vom putea împrumuta mai ieftin de pe piețele internaționale. De asemenea, încrederea înseamnă și încrederea investitorilor care vor veni cu mai multă siguranță către România. Mă gândesc aici mai ales la investițiile mari, poate în domeniul energiei, investițiile din PNRR, care nu toate trebuie să fie neapărat finanțate public, ci există și componenta de finanțare privată. O țară care negociază pentru a deveni membru OECD este o țară stabilă, o țară în care legislația apără investitorii, o țară în care merită să investești. Aderarea cât mai urgentă a României la OCDE este benefică, întrucât împrumuturile s-au scumpit după ce indicele ROBOR la 3 luni, cel care stabilește rata dobânzilor, a crescut foarte mult la începutul acestui an, ajungând la 3,53% pe an, acesta fiind similar cu cel înregistrat în 2014. Trebuie menționat că în aceeași perioadă a anului trecut, indicele ROBOR era de doar 1,5%, cu 2% mai mic decât în prezent. De asemenea, indicele pe 6 luni al creditelor imobiliare a crescut de la 3,43 la 3,71% pe an, iar ROBOR pe 12 luni a ajuns de la 3,56 la 3,87. În urma acestei urcări a ROBOR, Banca Națională a României a decis în această săptămână majorarea dobânzii monetare la 2,5% pe an față de 2% cât era până acum. În urma acestor majorări, a crescut de la 1,08% la 1,17% și indicele de referință pentru credite.